22 de voturi pentru. Mulțumesc. Ordinea de zi în ansamblu. Mulțumesc. Închid procedura de vot. 20 de voturi pentru. Mulțumesc. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor pentru energie termică, componenta de transport și distribuție, pentru implementarea proiectului Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara, în vederea conformării la normele de protecție a mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană, etapa 3, lotul 1. Dacă sunt luări de cuvânt, dacă nu, vă rog să deschideți procedura de vot. Un Doamna, moment, rog frumos, pentru... doamna președintă, ați început cu anexa la ordinea de zi. Pe primul punct al ordinii de zi este un alt proiect de hotărâre. Mă uitam pe laptop. Gata. Da, ok. Un proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare atribuit în favoarea Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara în baza HCLMT numărul 182 din 9 mai 2023 asupra imobilului înscris în CF 455911 Timișoara în suprafață de 1962 de metri pătrați. Dacă nu sunt luări de cuvânt, vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. Vă rog să ne comunicați și rezultatul votului. Dacă au votat toți colegii. 19 voturi pentru și o abținere. Ok, mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a stat 3, situat în Timișoara, Vasile Alexandrin numărul 1, pe o perioadă de 3 ani, către Organizația Management al Destinației Timișoara. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. Vă rog să ne comunicați rezultatul votului. 15 voturi pentru și 2 abțineri. Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Timișoara, imobilului înscris în CF 455231 Timișoara, strada Ianoș Bolei, numărul 6 și transmiterea fără plată a dreptului de proprietate către Parohia Romano-Catolică Timișoara 1 Cetate. Vă rog să deschidem procedura de vot dacă nu sunt luări de cuvânt. Mulțumesc. 18 voturi pentru. Ok. 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra terenului situat în Timișoara, strada NC Cocea, numărul 23, înscris în CF 424665 Timișoara, către Parohia Ortodoxă Română Timișoara, Cearda Roșie. Dacă nu sunt luări de cuvânt, vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. 17 voturi pentru. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către municipiul Timișoara a imobilului teren înscris în CF 45601 Timișoara, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către societatea Barum Tehnic SRL și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al municipiului Timișoara în domeniul public al municipiului Timișoara cu destinația de teren intravilan pentru drum. Nu pot să avem luări de cuvânt. Vă rog să deschidem procedura de vot. Că putem închide, mulțumesc. 15 voturi pentru și un vot împotrivă.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2024 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. Vă rog să ne spuneți și rezultatul votului. 17 voturi pentru. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere numărul 1569 din 14 martie 2013, încheiat cu Asociația Handicapaților Locomotori Timișoara pe o perioadă de 3 ani. Vă rog să deschidem și procedura de vot. Putem închide, mulțumesc. 17 voturi pentru. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere numărul 1516 din 18 martie 2008, încheiat cu Casa Județeană de Pensii Timiș pentru cabinet nou, strada Teiului, numărul 7, pe o perioadă de 5 ani. Dacă nu sunt luări de cuvânt, vă rog să deschidem și procedura de vot. Mulțumesc. Putem închidem. 17 voturi pentru. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a imobilului casă și teren situat în Timișoara, strada Memorandului numărul 70, la prețul de vânzare de 165.000 de euro. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. 17 voturi pentru și o abținere. 10. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 5 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare numărul 932 din 19 ianuarie 2010, încheiat cu operatorul regional Aqua Timișoara, cu lucrări executate de către terți, Buga Viorel, Buga Laura, zona Metro 2. Nu văd să avem lor de cuvânt, vă rog să deschidem procedura de vot. Putem închide, mulțumesc. 16 voturi pentru. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de măsuri al municipiului Timișoara pentru integrarea minorității rome pentru anul 2024. Nu văd să avem lor de cuvânt. Vă rog să deschidem votul. Mulțumesc. Puteți să ne spuneți, vă rog, și rezultatul. 17 voturi pentru. Proiect de 12. Proiect de hotărâre privind delimitarea zonelor de regenerare urbană, Piața Victoriei, Fabric Iosefin și Dacia. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. Ne puteți spune, vă rog, și rezultatul. 16 voturi pentru. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea hărților strategice de zgomot în municipiul Timișoara. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. 17 voturi pentru.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL 415 din 12 septembrie 2023, privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Consiliul de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat de pe raza Municipiului Timișoara pentru anul școlar 2023-2024. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. Vă rog să ne transmiteți și rezultatul. 17 voturi pentru. Mulțumesc. Trecem la anexă 1, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor pentru energie termică, componenta transport și distribuție pentru implementarea proiectului retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecție a mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană, etapa 3, lotul 1. Avem lor de cuvânt? Nu? Vă rog să deschidem procedura de vot. Putem închide, mulțumesc. 16 voturi pentru. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecție a mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentare cu căldură urbană, etapa 3, lot 1, în cadrul Fondului pentru Modernizare, program cheie 5, cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare, sprijin pentru modernizare și realizarea de centrale de cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare. Domeniul de investiții 5.3. Sprijin pentru modernizarea și dezvoltarea rețelei inteligente de termoficare și a cheltuielilor legate de cofinanțarea acestuia. Nu avem lor de cuvânt. Deschid procedura de vot. Mulțumesc, vă rog să ne spuneți și rezultatul votului. 17 voturi pentru și o abținere. Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, analizei cost-beneficiu și a indicatorilor tehnico-economice aferenți proiectului retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecție a mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană, etapa 3, lot 1. Dacă nu avem lor de cuvânt, vă rog să deschidem și procedura de vot. Mulțumesc, putem închide. 16 voturi pentru. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări, proiectare și execuție numărul 45 din 21 mai 2021, aferent proiectului reabilitare construcții instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic Emanuel Ungureanu, cod SMIS 2014 plus 129105. Nu avem lor de cuvânt, vă rog să deschidem și procedura de vot. Mulțumesc. 18 voturi pentru. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea statului de funcție a organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumofiziologie Dr. Victor Babeș, Timișoara. Vă rog să deschidem procedura de vot. Mulțumesc. 18 voturi pentru. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Pieței SA. Nu avem lor de cuvânt. Vă rog să deschidem Ba da, procedura eu de am vot. ridicat mâna, doamnă președintă. Bine.
Nu știu Da, vă dacă se rog. și vede că Acum, vorbiți mai acum. greu decât vorbiți dumneavoastră. Eu, în ceea ce privește acest buget, eu nu o să pot să-l votez pentru că eu am rețineri mari în ceea ce privește conducerea acestei societăți și a Consiliului de Administrație, ținând cont că știu destul de multe din activitatea lor. Nu am reușit să-l studiez în amănunt. Cred că introducerea lui acestui proiect pe lista suplimentară este o greșeală, pentru că, ținând cont de faptul că este o societate în subordinea noastră, că este o societate care ar trebui să facă mai mult decât face și asupra căreia planează multe studii, multe medii, eu cred că acest buget trebuia analizat mult, mult mai bine. Și, în consecință, nestudiindu-l în amănunt, nu voi acorda votul asupra acestuia și aș recomanda tuturor să îl studiem mai bine. Mulțumesc. Am ridicat și eu mâna, doamna președinte. Vă rog. În mod ciudat, sunt de acord cu ce spune domnul viceprimar Tabără. Aceste societăți ambele trebuie să facă mai mult decât fac. Ceea ce spune domnul viceprimar este adevărat. Tocmai asta trebuie să votăm astăzi aici, în această ședință, un buget care să le permită să facă mai mult decât fac. Dacă dorim ca aceste societăți să investească în piețe, dacă vorbim de piețe, să reabiliteze ce mai e de reabilitat, să îmbunătățească condițiile în care piețele Timișoarei funcționează, în care oamenii vând și condițiile în care timișorenii merg să cumpere produsele la piață, sau dacă vorbim de horticultura, despre infrastructura pentru spații verzi, despre capacitățile pe care aceste firme le au ca să întrețină, să tundă iarba, să planteze, să se asigure că pe zona pe care horticultura o întreține au nu doar oameni, ci și capacitatea și dotările necesare ca să întrețină și să îmbunătățească calitatea serviciilor publice pe care ele cumva le oferă, atunci, în mod evident, avem nevoie să susținem acest lucru aprobându-le bugetele. Situația în care cerem acestor societăți să facă mai mult, dar nu le votăm bugetele de investiții, este practic o situație în care noi, cu bună știință, subminăm activitatea acestor societăți, pentru că nicio societate, să vorbim de primărie, și primăria, dacă nu am votat bugetul primăriei, practic am legat cu mâinile la spate, la fel și în această situație. Dacă vrem ca aceste societăți să facă mai mult, trebuie nu doar să cerem mai mult, ci să și le aprobăm aceste bugete în care ele își propun să facă mai mult. Ca atare, vă aș ruga să susțineți acest proiect pe celălalt consilier local, să urmărim implementarea și să nu transformăm această dorință noastră, care este legitimă, exact cum a spus domnul viceprimar Tabără, ca ele să facă mai mult într-o pârghie prin care noi refuzăm să dăm posibilitatea să facă mai mult, ci să transformăm într-o pârghie prin care noi aprobăm acest buget și monitorizăm îndeaproape modul în care el este implementat. Pentru că în aceste bugete pe care ele și le propun, sunt niște obiective foarte clare, foarte trasabile, pe care noi, în următoarele luni, trimestre și în următorul an, putem să verificăm în mod consecvent dacă ele au fost duse sau nu la îndeplinire. Și ăsta este modul, de fapt, prin care să vedem dacă conducerile acestor societăți își fac sau nu își fac treaba. În contextul în care noi refuzăm să aprobăm aceste bugete, ele nu vor avea cum să investească, nu vor avea cum să facă lucrurile mai bine și, practic, le legăm mâinile la spate și după aia e ca și cum le-am legat mâinile la spate, i-am aruncat în apă și după aia le-am reproșat că nu pot să înoate. În mod evident, nu vor putea să înoate dacă îi legăm cu mâinile la spate. Deci v-aș ruga să avem o atitudine constructivă. Înțeleg și sunt de acord cu această cerință și, în mod evident, cu toți suntem de acord că, în ceea ce privește societățile primăriei, mai este mult loc de îmbunătățire, nici nu intră în discuție acest aspect, dar ca să ajungem acolo, trebuie să îi împingem înainte, trebuie să îi susținem aprobându-le bugetele și trebuie să îi urmărim în implementarea acestora și dacă ele nu sunt duse la îndeplinire, atunci, în mod evident, Consiliul Local, ca și autoritate tutelară, trebuie să intervină și să ia la discuții atât CEU-urile cât și directorii. În cazul în care noi nu le aprobăm aceste bugete, nu vom avea niciun mecanism prin care după aia noi să spunem că ei nu și-au făcut treaba, pentru că ei nu vor avea cum, legal, repet, fără bugetele acestea aprobate, nu vor avea cum, legal, să facă mai mult. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule viceprimar. Dacă mai este Da, cineva cu eu mâini. aș vrea numai un Vă pic rog. să mai spun ceva. Da, Da, și eu am sună. cerut cuvântul.
Imediat, pot să vorbesc după Radu sau înainte, cum doriți Puteți dumneavoastră. acum să Da, răspundeți, domnule da. vicepreședinte. Nu, că nu vreau să răspund. Sună frumos ceea ce spune domnul vicepreședinte. Eu sunt de acord oarecum în principiu cu toate aceste aspecte și ca să vă spun, vă și laud pe anumite paliere, așa să spunem, pentru că ați pomenit de horticultura și chiar azi dimineață când veneam la primărie și știți că eu am fost un critic și doamna Paula Romocean știe că ne-am contrat inclusiv pe Facebook anul trecut când criticam modul cum este tăiată iarba în parcul civic și în anumite zone. Astăzi când veneam la birou, să știți că am admirat modul în care este tăiat gazonul în acele scoaruri de pe stradă, care erau în drumul meu. Sigur că nu am reușit să bat tot orașul. Și acest lucru trebuia făcut în fiecare an, nu doar în acest an, dar haideți să lăudăm atunci când se face bine și Doamne ajută să facă în continuare, că scopul ăsta este. Dar ceea ce privește această societate, piețele, eu asta vroiam să văd despre ceea ce se întâmplă ca și plan de investiții, despre strategia pe care o au ei pentru acest an. Eu asta am spus, că nu am reușit să analizez acest buget pentru că venind pe lista suplimentară n-am apucat să-l citesc. Ori pe mine mă interesează foarte mult pentru că vedem condițiile din piețe, da? Vedem că nu s-a făcut mare lucru și eu, din câte știu eu, nu există o strategie de dezvoltare pe termen mediu și lung și astfel cred că bugetul nu este făcut cum trebuie. Pe de altă parte, am dubii în ceea ce privește conducerea acestei societăți, a modului cum a administrat până acum și atunci am dubii și ceea ce privește întocmirea bugetului. Amânarea dezbaterii acestuia pentru o ședință viitoare, care poate să fie chiar săptămâna viitoare, nu cred că ar fi o problemă care să pericliteze, tocmai din dorința de a face bine, pentru că nu ne referim, o săptămână nu înseamnă mare lucru pentru această societate și ar putea să ne dea nouă posibilitatea, ca și acționare acestei societăți, să analizăm mult mai bine bugetul și drumul pe care se înscrie această societate. Mulțumesc, Mulțumesc! domnul primar, domnul consilier Radu, vă rog. Da, bună ziua. Aici este o problemă de formalitate. Noi am primit ultimile două puncte de pe ordinea de zi suplimentară. În urmă cu o oră și jumătate, este clar că sunt două subiecte extrem de importante pentru cele două societăți aflate în subordinea municipalității. Nu am avut, spre exemplu, timp în Comisia Economică, din care fac parte, să le discutăm și îl rog pe domnul primar, dacă există riscul să cadă cele două subiecte la vot din cauza faptului că mai mulți consilieri nu au apucat să le aprofundeze, să le retragă și să le repună pe ordinea de zi de la ședința ordinară de săptămâna viitoare. Vom vota aceste puncte. Plecăm de la premisa de bună credință a celor două societăți și a celor care au întocmit aceste bugete, dar este un vot înalt pentru că fizic și tehnic nu am avut timp nici măcar să aprofundăm cele două subiecte. Deci dacă există riscul dacă mai sunt colegi care împărtășesc punctul de vedere a domnului Tabără și fiind la limită cu votul, l-aș ruga pe domnul primar să le retragă și să le discutăm pe comisii și să le votăm marțea viitoare sau joia viitoare când avem plen normal. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă aș mai putea lua cuvântul, doamna președintă. Vă rog. Mulțumesc celor doi consilieri, domnului Țoancă și domnului viceprimar Tabără, pentru intervenții. Suntem cu toții de acord și apreciez că pe fond cu toții suntem de acord. Este o chestiune în care discutăm un pic pe procedură. Acum, într-adevăr, ideal ar fi fost ca aceste lucruri să se întâmple mai din timp. Nu pot să contest chestiunea asta și aici adesea avem discuția asta cu societățile din subordine și cu propunerea acestor subiecte care intră în proiecte de hotărâre de Consiliu Local. Să mai din timp, să avem timp să le aprofundăm. Dar eu v-aș ruga să le susținem, pentru că până la urmă am două propunere, cele horticulturii și ale celor de la piețe, sunt de a crește calitatea serviciilor publice, de a investi în infrastructură, în dotări, în capacitate. Și vă propun să întindem o invitație informală, formală, către aceste societăți, în care, după care, în mod recurent, să avem discuții, să vedem modul în care ele se implementează. Și în felul acesta să ne asigurăm că, de fapt, aceste lucruri se și întâmplă. Și aceste bugete nu sunt scrise în piatră, ele pot fi ajustate. Putem să ne întâlnim și într-o lună, două, trei,
în cazul în care constatăm că ritmul de implementare nu este cel pe care ne-l dorim sau constatăm că merge foarte repede și se pot face mai multe lucruri, putem să ne reîntâlnim și ne vom reîntâlni în mod evident în plenul de Consiliu Local și să supunem la vot actualizarea acestor bugete. Dar nevoia ca aceste bugete să existe, mai ales că suntem într-o perioadă în care odată ce a venit primăvara, activitatea crește intensiv în toate societățile primăriei, cred că e foarte mare și aș ruga consilierii să susțină acest proiect de hotărâre de Consiliu Local. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule viceprimar. Dacă mai sunt lor de cuvânt, eu nu văd amândilei. Dacă nu, aș dori să supun la vot proiectul. Deschidem procedura de vot. Mulțumesc, cred că putem închide. 14 voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Horticultura SA Timișoara. Dacă sunt lor de cuvânt? Dacă nu, aș dori să deschidem procedura de vot, vă rog. Mulțumesc. Putem închide.